l-am lansat, uite, m-am apucat să pornesc camera. Bună ziua, dragilor! Astăzi m-am apucat din nou în căutarea știucilor. Cerul arată bine, apa am văzut-o arată bine, singura problemă pentru mine este faptul că bate destul de tare vântul și cu siguranță lanseurile nu vor mai fi la fel de precise. Probabil nici nu voi putea juca lingurița aceea atât de bine ca și atunci când vântul este slab. Prin introducerea la valierei în interiorul gulerului sper să reușesc să mă atenuez din rafalele acestea de vânt care vor bruia cu siguranță sunetul. Dacă o să vă placă ceea ce vedeți, o să vă rog să dați un like. Eu sper să prind ceva mărlițe, măcar să scos la cameră. Haideți să vedem ce iese, fiți alături de mine și să ne bucurăm împreună de această partidă. Ia uite-o! O, ce mică ești! Ai, mă! Of! Uite cum a luat-o! Gata, pisicuță mică! Gata! Mai fugi! Of, săraca! De barba am agățat-o!
Ia uite, o, frate. Bă, dar n-am lansat. Nici am apucat să pornesc camera. Și așa veni mărla asta mică și frumoasă. Hai. Hai, 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 hai. Hai. Știu că asta de mai devreme a venit să atace exact când a căzut lingura în apă. La început apa a fost destul de limpede, după care s-a tulburat din nou. A bătut un vânt groaznic pe toată durata partidei. A fost destul de complicat să lansez cu precizie. Vântul efectiv îmi muta năluca în timp ce o recuperam, umflând, făcând burtă firului. Una peste alta a fost în regulă, mai avem și astfel de vreme când venim la pescuit, nu doar condiții excelente. Am reușit să provoc câteva atacuri, am mai și prins două mărlițe. Una peste alta a fost ok, o partidă scurtă de dimineață. Acum mă voi îndrepta către mașină și apoi către casă. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, o să vă rog să dați un like, eventual să vă abonați. Până data viitoare, eu vă doresc fire întinse și multă sănătate. La revedere!